Aj pa je sa lutara toto lome aši bir manga si je launo episod de stamp pe serverul Blue Bucket. Da, ca de obicei, o să jucăm pe serverul Bucket. Pe Blue, poate să joc și pe Orange. Acum nu știu, mai zic unii prin comentarii, bă frate, apucă de Orange, mai șmecher. Nu știu cum, nu știu ce, bă, Orange e mai șmecher. Blue de căcat, bă, în primul rând, Blue e cel mai popular dintre toate bagheturile, e cel mai vechi dintre toate bagheturile și mi se pare cel mai ca lumea. Acum că n-am fost acceptat în facțiune și toate căcat, e partea a doua, ok? Dar totuși și șmegherii de treabă și serverul ăsta. O să joc și pe Orange, vă dați seama, poate o să joc și pe Orange. Acum nu știu, m-aș apuca de Green, de Red, de Orange, habar, habar nu am. Joc pe Blue deocamdată, ok? Sunt pe Blue. Deocamdată treaba mea e aici pe Blue, poate o să joc eu pe alt server între timp, dar deocamdată treaba mea pe Blue, ok? Hai să vedem, ne duce și noi la... Nu la fermăm, mă, idiot, mă, nu la fermăm la GPS. Los Santos, CNN, ok. Deci o să mergem la CNN. Nu știu, nu m-aș lăsa de Blue acum pentru că deja am avere aici, am locul meu aici, am dat buy level, băieții, ca să, dacă vă întrebați, da, am dat buy level, am level 15. Am 99 de ore jucate, o să fac și eu practic 100 de ore jucate în seara asta, sper. Și da, tot rămân pe Blue, deocamdată rămân pe Blue. O să rămân pe Blue poate până, nu știu, frate, până o să mai fie popular. Nu știu cum o să se numește chestia asta, de că 744 de player la ora 11, dibu școlii. Acum pe Orange 300, deci vă dați seama pe care o să și joc. Acum, nu, e un joc pe care e mai popular, dar nu cred că o să joc eu pe Orange prea de curând. Da, și hai să ne punem și una noastră, pentru că v-am zis că vreau să caut și eu clan. Caut clan serios, pentru că nu. Vreau și un clan serios. Aici mi se blochează de obicei jocul, îmi dă crash, da, văd că de data asta nu mi-a dat crash. E ziua mea norocoasă. Da. Deci până la caut clan serios, adică clanul ăsta în care știu eu momentan e nu prea, adică nu e prea popular și știți că eu vreau să-i la populare. A, și dacă n-ați observat, mi-am luat și moduri noi, adică am mapă nouă, am font nou, adică se de așa mai șmecher. Adică, ăsta mi-a plăcut și na, pana mea, acum, na, am luat și un font random aici. Da, și caută pe pachet așa. Eu joc și CS foarte mult, da, joc CS foarte mult, dar deocamdată sunt în faza de D-Rank, adică eu am colegi de școală care au tot, Silver 4, Silver Elite, Silver Master Elite, Silver 2 și de-aia eu am fost LM. Și acum joc pe servere de alea de D-Rank, adică pe site-uri de alea, adică v-aș cu echipă full, timp de 5 și derancați împreună. Și acum sunt mângâdoi și o să încerc să deranchez până pot. Ca să fiu și eu de rang cu colegilor mei de școală, pentru că așa joc singur, că n-am niciun coleg care să fie peste Gol Nova 1. Deci da, o să deranchez și poate o să filmez și eu cu ei. Bine, o să-i distrug pe aia din Gol Nova 1, vă închipuiți și voi, adică o să fac 50 de kg. Ați văzut când jucam pe contul colegului meu, Robi, că îi distrugeam pe aia, adică n-aveau practic nici cea mai mică șansă să mă omoare. Adică mă omoră de câteva ori, da frate, până la urmă n-ai cum, nici dacă ești global să nu te omoare în Nova, știi? Acum dacă joci tu așa, gen să nu joci la rush sau prostii de alea, sau să joci ca lumea să stai chem, da, poți să faci 0 de duri. M-a făcut nic bani, dar eu nu joc așa, eu dau rush, dă-i dracu de sclavi. Mă duc cu AK-ul, dau mai head-ul la ea. De-aia, frate. Nu știu, deocamdată jucăm sau hai să mai aducem. De fapt, o să aduc vorba și de alte jocuri, că nu. Asta e. Bravo, frate, ești bun. Bagi în mine, du-te, dracu. Da, nu, normal, așa trebuie să faci. Trebuie să discuți despre alte chestii pentru că să nu se plictisească abonații. Acum discuți despre alte chestii. A, mâine trebuia să avem liber, pentru că e miercuri, dar noi n-avem liber. No, ce, mă? Să fim noi liberi mâine? Na, ce, mă? Nu, mâine. Nu o să fim noi liberi mâine, mă, ce ai? Mâine noi o să mergem la școală. Pe program normal, da. Ați auzit bine. Pe program normal noi mâine băi, nu n-o uit morților tăi. Stai că mi-am bușit mașina și arată urât, mai repar o dată. Da, deci, ăsta e statusul nostru în 42 de episoade, sau cred că e al 42-lea episod, cred, nu știu exact, dar cred că e al 42-lea episod. Level 15, 0 din 47 puncte de respect, next level price 250k. Ar trebui să și muncesc, da, ne, am în bancă destul. Plus că eu fac 250k, îi fac în drag într-o noapte dacă stau afecat cu sleep, deci da. Adică de la payday-uri, doar din payday-uri fac, deci nu ar fi mare problemă că nu știu ce, că nu o să fac. Eu nu, frate, o să... Îl fac ca lumea.
Na, cât te-ai dus. Ei, ce o să facă lumea, practic? Hai să vedem și noi. Oprim aici, mergem să punem un anunț. Ah, eu cred că o să și ies din clanul ăsta, să deci quit clan. Da, ai părăsit clanul. Primi și payday, ia să vedem. Uite, 66.000, vedeți? Ce v-am zis că eu într-o noapte de sleep fac? Adică 66.000, pana mea, frate, ce mai e pe acolo și fac. Ce mai, un fluture care zboară pe lângă cap. Ok, slash add. Caut clan serios cu oameni cu level plus 10, nu, plus 12 și să aibă ceva membri, adică plus 50. Ai plătit așa 800 de secunde. Foarte repede, foarte repede. Nu se pune destul de repede. Poate nu știu să închei filmarea până. Ok, asta a fost ciudat. Stai, mă, mi-e mașina. Find vehicle. Hai de acolo, perfect. Mergem la mașină. Mergem și noi să muncim o tură la fermer. Să... adică, acum, da, by level. A, vreau să-i mulțumesc lui Mihai pentru donație. Mi-a donat un tip Mihai pe server. 400k. Nu e așa de mult, dar totuși contează gestul și contează că am dat level up și am pus și anunțul ăsta și încă o să mai fac. Pentru că aveam 100k fix, după aia am avut 500k. Deci da, mai am ce să fac cu banii tăi. Mersi foarte mult, Mihai. Apreciez foarte mult donația ta și dacă vreți să donați și voi, puteți veniți pe server, mă găsiți Raul 2K și puteți să donați și Dracula, Dracula, mama Dracula. Noaptea, ziceți și voi în comentarii, bă frate, am donat, bă, dar să și văd acum dacă am 100k și după aia văd că tot 100k am, se observă frate că n-ai donat, știi? Și, na, pana mea, poate, adică vă zic numele meu pe istor și zic mersi de donație și, na, poate, nu știu, mai fac și eventuri și o să fac gen cu prioritate la aia care au donat. Adică să câștige mai repede. Bine, acum nu donați de un dolar, frate. Gata, frate. Am donat prioritate. Nu, frate. Peste 500 ca alea se pun ca donații ca lumea. Nu că ar fi mult și alea. Cam 30 ca. Dar e mult oricum. Adică pot să iau ceva de ele și... da. Pana mea. Și da. Puteți faceți așa. E o idee bună. Da. Adică de banii lui Mihai mi-am luat level up și... și mi-am pus și anunțul și mai iau câteva chestii de 97 ca. Că aveam 103k, 95, 94k, mă rog, totul mai frate, adică tot 400k mi-a dat. Hai să băgăm viteză. Da, și sper că vă plac modurile mele noi. Sunt moduri, na, șmecheri, adică HD pe unele mașini, HUD-ul nou, adică fontul și alea și pumnul ăla acolo, mi se pare că nu era așa. Și mapa e foarte șmecheri, nu știu frate, sunt moduri noi, sunt foarte șmecheri, pum. Aia e frate. Și cu astea cred că o să joc cam tot timpul, acum habar nu am. Cât o să joc și cum o să joc. Da, cred că o să joc cu ele cam tot timpul. Mă uit la un film și mie chiar. Ieși. What? Bă, mă uitam la un film și mi se părea că se aude. Sper că nu se aude filmul. Nu, nu cred, nu se aude, nu se aude. Mi se pare că se aude filmul. Și era nasol să filmez deja jumătate de episod și să se audă filmul pe fundal să strice tot. Ar fi fost ciudat. Ok. Paramedicii stau aici. Boșii. Da, am vrut și eu să aplic pentru o vaccină, dar deocamdată rămânem fără vaccină. Băieții, pentru că nu m-a acceptat. Yay! Nu m-a acceptat, da. Dar trebuie să fac și eu level mare, frate, că aici se intre mai cu pile, cu prostii, cu chișeturi. Da, mă, trebuie să fac level mare, asta e. Ah, by the way, mi-am luat CS ăsta, doamne, CS, mi-am luat GTA cracat. Nu mai joc pe Steam GTA, pentru că trebuie să schimb Steam-ul și aia. Milene, milene, milene mai pe scurt. Poate să mai joc și pe Steam, dar nu știu. Nu știu, că trebuie să schimb skin-ul și... ăsta, doamne, Steam-ul și... e plictisitor, mai pe scurt. Da, plictisitor să schimb în continuu, frate, aia e. Ce-o fi, o fi. Muncește pentru 23 de secunde pentru a fi plătit. Și mai chiar sună, nu plătiți, uite acolo ce cur sexy avem, stă curul pe camion acolo. Muncește și o femeie la ăsta la fermier, ce dracu, bă. Ciudat, what the fuck. Ok, sper să ne dea o sumă mare de bani pentru că să recuperez și eu. Bine, oricum am primit donația aia, dar nu contează, am o donație dacă am primit, nu mai trebuie, adică nu înseamnă că nu mai trebuie să muncim pentru că am primit o donație. Ia că-s curios cât îmi dă, bosulică, 58 de K, e bine, mă. Așa vor să intre mașina mea, la banii. Cumpăr mașină slash ai de 176, 176. A, level 3. Păi e clară treaba, buzulică. E clar.
ăsta are FPS Unlimited, mă? Na, direct 50 FPS-uri, adică, te rog, avea 100 atunci. Nu știu, mă, cum să ai 100 FPS-uri și bă să scadă la 50, adică în halul ăsta. Mă rog, hai să mergem să ducem și noi asta, ne recuperăm banii. Trebuie să-mi pun adu, o să-mi pun adu, trebuie să-mi-l pun neapărat, adică, dracu. Aplicațiile pentru parametrii de parametri rămân în continuare deschise, succes tuturor. Nu o să aplic pentru că am fost respins deja. O să aplic pe la level 20 încolo pentru LSPD. Că mă pricep la poliții și la departamente și la astea, adică nu sunt chiar bătă, să zicem așa. Adică o să trec testul cu brio, nu că ar fi vreo problemă. Știu că e greu, nu se întreabă chestii ușoare, dar bă, frate, am fost trec un LSPD și pe Bison și am fost National Guard și na, pana mea, nu pot acum să dau fail la chestia asta care, no, pana mea, nu trebuie să fie chiar așa de greu pe lângă ce mi-a dat pe Bison, adică. Nu știu, habar nu am. Și în taxi aș fi vrut să intru, dar eu respins-o, pișam aș pe fața lui. Logică, trebuie să-mi o respingă, adică eu n-am level 15, frate, îi accept pe aia de level 11, du-te dracu-n morți, adică, frate, acum să vorbim serios, ce știe ăla de level 11 în plus față de mine, du-te, ăsta e pile, frate, pile, ia, du-te, hai că-l calc ăsta, ce-o zburat, what the fuck? Ok, a, uite cum stau la pândă băiețașii și fac raportul, ok. Dau amenzi. Ah, uite și-o pusă la mașină acolo ca să blocheze. Frumos, frate, frumos. Ok. Hai să vedem și noi ce facem. Așa. Mergi, mai muncim o dată. Hai că mergeți, mai muncim o dată. Da. Adică, eu cred că o să stau până îmi pune aduc. Așa știu că am filmat vreo 15-20 de minute. De asemenea, ne pot spune unde locuiești? Opa, Madara, opa, opa, cine e asta? Stai ca așa să vedem, o inspectăm. Dara. A, level. Bă, uite bă, ce pile, frate! Pe mine nu mă acceptă în paramedic și pe ea o acceptă și are level mai mic decât mine. A, fată, era clar că e fată și no. Acum ce să încerc? Bine, poate are mai multe ore, asta poate să fie, adică dacă are 200 de ore și level 14 era și logică, o acceptă pe ea, nu? Păi am drept cu 99 de ore. Logic că o să le acceptă mai multe ore decât mine, dar totuși, frate, tot de caca e, nu? Tot de caca e, pentru că tot level 15 e, nu? Acum dacă l-am stat cu slip-ul mai mult, nu contează. Adică contează, dar mă rog, zic și așa. Am terminat recent școala, opa, ia uite ce are ea acolo, opa, opa. Primea școala. Stai, cred că e Magda, frate. Am 7 ani. Asta, am 17 ani și sunt clasa 9. Bă, nu are 17 ani, are 15 ani. Ce dracu tot vorbesc. Am 15 ani și sunt clasa 9. Salut, numele meu este Magda. Am 15 ani și place muzica. Scamedia, nu. Nu mai știu cum cânta, frate. Oricum, mana mea. Nu, no, nu, no, nu zic că are voce și chestii genul. Pana mea, frate. Nu, Magda e Magda, ce să-i faci? A, 10 până la și 13, cred că trebuie să ajungi, ceva de genul, nu? Nu cred că o să mai filmez până atunci, filmez până la și 10, încă 3 minute, cam așa. Ducem și noi tura asta și gata. Uite-l pe idiotul ăsta, da, asta e răsturnat, fuck! Vreau că mă băgam în el, răsturnam. Deci, ID 472, asta ia mașini de pe stradă, ia să văd ce level are, level 2. Bine, frate, hai că ești bun. Ah, găsește cineva să treacă prin fața blocului pe la mine. Nu știu, pare că am ciudat, adică eu, gen, na, pălămă, frate, am level 15, am casă, am mașină, am mai puțin și într-o acțiune de omul ce da fermer, așa, adică, te rog, fermer. Bine, nu că n-are sens, că pana mea, frate, până la urmă e un job și na, pana mea, da, na. Am 16 ani și place muzica, cred că 16, zic, nu 15, mă. Salut, numele meu este Magda, am 16 ani și place muzica. Ori facțiune. United Kings, nu știu, nu cred că o ia foarte multe, foarte multe, știți. Dar o să mi se pună și mie imediat ăla și na. Film cu Nicolas Cage, uiii. Da. Îmi place Nicolas Cage, adică nu-s gay, dar îmi place ce face, adică la pălă. În primul rând, la fete, aspectul, inteligența și sinceritatea, la băieți, rafinamentul, bunul simț și loialitatea. Apai, că avem aici o bună rău. Glumeam, ce aveți. Dacă o terminat acum școala, înseamnă că nu e chiar pitic, adică nu pot să iau până cu 3 ani mai mare decât mine, dar e cu... Nu? Stai cu 3 ani. Cu 4 ani. Mai mare decât mine, adică, da, prea mea, adică ar fi... Aici fata mare, căra, nu să zic așa.
Ioi, doamne, ce prostii zic, bă. Deja ne-am complicat cu episodul ăsta. Da. Hai, mă. Te termin mai repede, totuși. A, 12 secunde, ok. Nu am ascult muzică în browser, nu știu de ce nu merge niciun canal, nu știu de ce nu mai merge niciun canal de radio. Opa, nu mai merge canalul de... A, 35, hai mă că e puțin, frate. Ok, păi hai să ajungi noi acolo, închizi episodul. O să mă sinuci, cred că o să bușez mașina să mor și mă duc acasă, dau slash sleep și gata, frate, băieții, m-am dus. Slash time, joc, oare să fac și eu? Nu mai închid de joc. No mai gata, băieți. Oh, și eu m-am băgat și l-am râs. Așa cum îl ține sunat, acum îl ține sunat, acum... Aaaa, fuck. Vreau să-l ține surda pe băiat. Ok, mergem și noi să ducem să facem și noi bărnuți și după aia mergem să ne culcăm. Și după aia, nu știu, mă duc să mă uit la YouTube. Pe YouTube, doamne, la YouTube. Eu așa fac, filmez un episod seara, cam pe la 11. Eu așa filmez în fiecare seară. Filmez episodul la 11, a doua zi la 2 îl pun. Sau la 3, depinde. Dar cam așa decurge pro... Bine, frate, că stai în mijlocul drumului. Așa decurge, nu știu, programul meu, să zic așa. Acum... Poate mai filmez două episoade și după aia o să mă culc direct. Odată nu filmez deloc și l-am programat pe celălalt pentru că n-am pot să eu filmez de obicei și episoade în avans ca în caz de mi-e somn și nu mai am chef să filmez seara. Să mă culc direct, nu mai stau. Adică eu acum dacă mi-era somn, duceam direct un pas și știu că pentru a doua zi am episod programat, l-am acolo. Acum hai să ne sinucidem. A, uite, a ajuns ăsta meu, a ajuns anunțul meu. Opa! 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 Perfect! Numele meu este Magda, am 16 ani și îmi place muzica. Dar acum îți voi dresa ce ține de mine, câte ore ai jucat în acest moment? Asta e bună! Hai să dăm și noi repel la mașină. Bă, oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de SAMP. Nu ezita să apăsați pe butonul de... A, uite, 164 de ore. Păi logică de a acceptat-o, nu? Și da, apăsați și voi pe butonul de subscribe la canal dacă vreți episoade de SAMP și de alte serii, logic. Nu știu, deocamdată n-am altă idee de serie, dar o să fac și alte serii pe canal. Da, pana mea. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod, nu aceasta, mă rog. Această... Oh, minunăție, ok. Asta îmi place skin-ul ăsta foarte mult. Cred că o să-l și păstrez. Da. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye.